Cam fiecare an de 20 iulie, aviatorii militari și civili și un foarte mare număr de admiratori ai zborului și activităților sportive aeriene se vor reuni la aerodromul Tuzla. Galații vor fi reprezentați la spectacolul aviatic ce va avea loc acolo de către membrii Clubului Aeronautic Aerial Club Vădeni. Va fi la Tuzla, la Constanța, un mare show aerian cu ocazia Zilei Aviației, o demonstrație aeriană de excepție, cu piloți de excepție, cu piloți acrobați, cu show-uri de noapte, cu... extraordinar. Va fi un show în adevăratul sens al cuvântului. Veți fi acolo? Nu știu dacă voi fi acolo, că dacă am de lucru va trebui să stau la lucru, că la noi e ca la agricultură, ai de muncă, stai la muncă, nu contează dacă e sâmbătă sau duminică, da. Trebuie să muncești. Cu gândul voi fi cu siguranță acolo, să vedem dacă și cu partea fizică voi fi acolo. Da. Un ultim îndemn pentru amatorii de turism de aventură prin zbor. Păi să vină la zbor, ce îndemn, să iasă afară din casă, să încerce, să vadă cum este de sus, cum se vede de sus, cum se simte de sus. Important este să ieși din casă. Rest, lucrurile se simplifică. Sunt resurse mari, nu? Resurse sunt peste tot. Este imposibil să vrei să faci ceva și să nu poți să faci ceva. Aerial Club oferă pasionaților de zbor posibilități foarte variate de practicare a turismului de aventură, fie cu moto delta planul, fie prin salturi cu parașuta și parapanta, dar și zboruri cu avioane ușoare de ultimă generație. Clubul este inițiatorul unui festival anual cu mare priză la publicul iubitor de natură și mișcare, numit Borș de Pește.